Cum ne mai despar doar două zile de sărbătoarea nașterii Domnului, gorjenii au luat cu asalt piețele și supermarketurile din municipiu pentru a face ultimele cumpărături pentru masa de Crăciun. Drept urmare, traficul a fost dat peste cap, iar parcurile din zona centrală s-au dovedit neîncăpătoare pentru sutele de mașini care așteptau la coadă pentru a găsi un loc de parcare. Aglomerație mare. Fără aglomerație nu se poate. Odată ajunși în piețe, târgujenii s-au lovit de altă aglomerație și alte cozi. Chiar dacă aglomerația le-a dat peste cap, cei mai fericiți dintre ei au reușit să-și cumpere produsele necesare pentru masa de sărbători. Gata cumpărăturile? Da. Ne-am făcut mai de mult, că acum e foarte aglomerație. Acum pregătim sarmalele, mâine cartavoșii. Adică i-am pregătit și pe aia, dar mâine îi fierbem, cum s-ar zice. Gata cumpărăturile pentru Crăciun? Da. S-au terminat azi. Am terminat. Ați făcut o listă cu ce trebuia să cumpărați? Da. Porc avem, dar cozonaci și dulciuri în general. Și în supermarketuri oamenii au avut aceeași problemă, aglomerația. Unii au fost mai norocoși și au terminat cu bine cumpărăturile. Gata cumpărăturile pentru Crăciun? Aproape gata, nu sunt încă gata, dar sper să reușesc astăzi să termin. Gata cumpărăturile pentru Crăciun? Mai sunt. Cu ce mai avem pe acasă, e suficient. Ați făcut o listă cu ce trebuie? Sigur. Polițiștii s-au mobilizat și au făcut tot posibilul ca traficul să se desfășoare în condiții de siguranță.